Știți cum mă simt? Bună seara! Bună seara la toți, doamne, domnișoare, domn, oameni respectabili, sigur, presa care, așa cum spunea și Sânziana, e importantă. Mă simt că am iar o fabulă, ca un mic iepuraș care a fost sortit să trăiască într-o singură casă cu o vulpe, cu un lup și cu un urs. Bineînțeles că iepurașul, adică eu, în județul ăsta, ceva pic de zgomot, ceva care să nu-i convină. Și la care îi spune vulpea, iepuraș, dar nu te oprești, te mănâncă. Și iepurașul îi spune, hai afară. Pleacă afară, după 3 minute, apare iepurașul înăuntru. Lupul și cu ursul se nebunească, se întâmplă cum și ăsta iar scârția, deranja. Lupul spune, dacă nu te oprești, te mănâncă. Hai afară și tu. Dacă lupul afară vine, după aia iepurașul, iar bă, nu poți să cred. Ursul tremură în tot, bă, dacă eu chiar te mănânc, hai și pe afară. Iepurașul revine, ursul nu. Și după ce vine iepurașul, în spate apare leu. Urecheatule, te mai supără careva? Cuvântul meu de onoare, adică mă simt atât de plin, de responsabil și de mic când vă văd pe voi, încât chiar cred că putem face mai mult. Și schimbarea pe care am început-o cu alegerile locale trebuie să continue. Trebuie să continue cu dumneavoastră. Ajutați-ne să mergem mai departe. Vă spun, sunt câteva chestiuni esențiale pe care Botoșanu trebuie să se repoziționeze pe harta României. Astăzi nu contăm. Și dacă continuăm să ne comportăm ca până acum, nu vom conta și mai puțin, sau vom conta și mai puțin aici încolo. Pentru că sunt chestiuni care țin de resurse, de oameni, de distanțe, de politica sau de geopolitica în care ne aflăm. Și este adevărat că în orice clasament, din păcate, în orice clasament al dezvoltării din Europa, din țara asta, de unde vreți dumneavoastră, suntem în ultimele poziții. Adică este o chestiune care ne dă de gândit, în același timp pe mine mă motivează, uitându-mă la dumneavoastră, pentru că atâta lume să vină la un eveniment, sigur că este și șarmul lui Gelu, sigur că el o iubește pe Sânziana și eu aș iubi-o, dar ăsta e luptător, adică toate lucrurile au măsură în lumea asta. Toți am vrea să fim, să trăim mai bine și să poate. Doar sunt chestii esențiale. Primul lucru este să fim buni. Să fim buni cu noi și cu ceilalți și din jurul nostru. Spun asta de fiecare dată, pentru că cred cu desăvârșire în bunătate și în iubire. Cred cu desăvârșire în oamenii care au bun simț, care au măsură și care așteaptă la ceilalți mai puțin decât oferă el lor. Sper să mă înțelegeți. Venirea mea în politică n-are nicio sursă materială, n-are nicio împinsătură de la cineva. Venirea mea în politică este ca o misiune pe care am primit-o de la Dumnezeu și vă rog să nu credeți, spun vorbe mari. Spun ceea ce cred cu desăvârșire. Pentru că aveam de toate și eram într-un loc în care doar să mă plimb, să fac conferințe de energie și eram suficient. Am venit aici și de câteva zile mi se pare incredibil ce înseamnă un Consiliu Județean. Și aici fac o mică paranteză. Mi-a spus doamna să-mi pun cotiere. Da, la cum funcționează azi multe chestiuni în Consiliul Județean, doar cotiere. Eu de 3 zile semnesc hârtii 2 ore pe zi. Și vă spun, chestii incredibile. Dacă un act lipsește de la, nu știu, de la Darabată, semnez eu. Dacă o femeie, un domn, are nevoie de un concediu, de o zi de concediu, semnează președinte. Nu vă povestesc ce înseamnă birocrație la care o să scăpăm de ea. Trebuie să găsim cele mai bune soluții. Sunt oameni minunați în Consiliul Județean, credeți-mă. Sunt minunați oameni de acolo, dar trebuie să găsim atmosfera. Și atmosfera înseamnă doar de respect. Și încerc să mă gândesc cum aș putea să fiu un om bun, în așa fel în care nimeni să nu se teamă de mine, în care nimeni să nu îmi dea decât ceea ce primește de la mine. Și cu asta, cred că am spus ceea ce, care este crezul meu în politică. Oameni buni, avem o șansă istorică, o șansă istorică, chiar dacă sună cumva, nu știu, periculos. Faptul că suntem la graniță cu Ucraina. Credeți-mă, eu spun cu toată certitudinea asta. Este o ocazie istorică a Botoșanului să devine important în harta României și a Europei. Această graniță ne presupune o chestiune incredibilă ca noi să putem deveni importanți pentru foarte mulți mari
jucători din economia mondială. Pentru că reconstrucția Ucrainei va porni din zona asta, România, Polonia, ca să poți merge mai departe. Numai că noi avem nevoie de chestiuni foarte, foarte importante. Avem nevoie de rețea de drumuri, nu drumul strategic. E foarte bine că s-a făcut. Există un drum expres Botoșani, Târgu Frumos. Se lege, adică un drum în regim de autostradă. Aprobat prin lege, uitat de toți. Aprobat prin lege, uitat de toți. Asta înseamnă că este alt drum care se lege Botoșaniu, de Târgu Frumos, de autostrada A8. Se va face centura și drumul expres către autostrada A7. Și mai este un drum pe care l-a inventat domnul Achiție și care împreună cu el am concluzionat și l-am pus pe planul dezvoltare și în planul politic al Partidului Național Liberal. Este un drum expres care trebuie să lege din zona Schiret prin vârful câmpului Torohoi, Darabani. Darabaniu, care astăzi tot nordul țării care nu are gaz metan. Suntem aproape incredibil, să știți. Noi avem 300.000 de hectare teren agricol și irigăm 10.000. Nu vă mai spun procentul, că vedeți dumneavoastră. Nu poți să faci producție dacă n-ai apă. Și avem apă cu prin destulare. Numai trebuie să o folosim. Ne trebuie foarte multă atenție, foarte multă muncă și foarte, foarte multă minte. Cred că lucrurile pot fi făcute, doar că am pornit să rostogolim un bolovan. Bolovanul ăsta trebuie să crească și trebuie să se întărească și asta înseamnă că am nevoie de oameni în București. Botoșani nu poate trăi singur pentru că, din păcate, am ratat foarte multe oportunități. Bani europeni de preaderare, de conformare la mediu, multe, multe chestiuni. Numai că, dacă știm, dacă sunt deștepți, dacă Dumnezeu ne ajută să se ilumineze, să putem trimite în Parlament 4-5 oameni cu adevărat patrioți sau cu adevărat deștepți, cu adevărat preocupați de soarta Botoșanului. Cu o activitate serioasă de lobby, cu 4-5 parlamentari liberali, cu cel puțin un ministru în condiția asta poate avea Botoșaniu. Vă dați seama să un ministru al dezvoltării, să spunem, sau al energiei, sau un ministru care, cu care sunt un telefon să poți vorbi. Și alți oameni care pot fi în această structură decizională. Credeți că ei la Oradea au fost mai deștepți ca noi? Am început mai repede. Și dacă domnul Boc de la Cluj avea 3 miniștri, era simplu. Cu 2 telefoane rezolva și centura Clujului. Iar noi muncim pentru centura Dorohoiului din 2016. Și n-am făcut-o. Iar Botoșani n-a centura nici acum. Pentru că n-am știut să jucăm politic bine zona. Astăzi avem șansa, doar că am nevoie de ajutorul fiecăruia. Voi și toți ceilalți care simt cu adevărat că se poate face ceva în Botoșani. Și închei spunând așa. Cred că m-ar pedepsi Dumnezeu dacă n-aș fi sincer cu voi, dacă aș minți o secundă și dacă aș da cu piciorul la toată cariera mea de om politic, de om de afaceri de 30 de ani, care împreună cu Ovidiu și cu doi asociații am făcut cea mai mare companie din țară de infrastructură energetică, ca după 30 ceva de ani de muncă, cu o anumită stare materială, să vin să mă fac de râs în politică. Am venit în politică cu o singură condiție, să pot să ofer oamenilor măcar un sfert din ceea ce eu am primit de la voi, prin harul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc mult, Dumnezeu vă ajute. Se face public ideea unui vot pe o scară. Ideea care a venit de pe vremea când erați președinte de Camerei de Comerț și Industrie a Botoșanului. Vă rog să o dezvoltați, să spuneți dacă a rămas valabilă și în afară din infrastructura drumurilor, ce vă mai trebuie. Dar cred că legal putem lega de mai multe facilități. Eu am vorbit de un port pe uscat. Mi-a plăcut mult cuvântul ăsta, l-am agreat împreună cu fostul președinte al Consiliului Județean Suceava și era tot mai în legătură cu crearea unui hub, unui parc industrial în zona de graniță între județele Botoșani, Suceava și Ucraina. Nu e un port, nu are vapoare, are pur și simplu o zonă delimitată care trebuie să fie un administrator acolo. Și... Da, este foarte important de menționat că județul Botoșani în momentul de față are un singur parc industrial autorizat.
Avem o lege a parcurilor industriale care menționează că o entitate, un operator economic poate autoriza un anumit spațiu spre a fi un parc industrial. Noi avem unul singur. În comparație cu Clujul sau cu Bihorul, care au 14 parcuri industriale sau 9. Deci există potențial. Suceava are acum mobilizare, că am văzut un nou anunț, pe vama de la Siret, pentru că ei au făcut în jurul vămii de la Siret, au început să construiască anumite hub-uri, au făcut și biohub-ul de pe aeroportul Ștefan cel Mare și au acum scanere pentru tiruri mari de marfă și automat au un flux mult mai rapid. Însă oportunitatea nu a dispărut, dar trebuie să ne mobilizăm și în primul rând să promovăm ideea de parc industrial în rândul operatorilor economici, astfel încât împreună cu statul să se coaguleze în jurul acestei idei și să se autorizeze, chiar la Ministerul Dezvoltării, unde sunt acum secretar de stat, pentru a crea parcuri industriale. Parcurile industriale au prin lege anumite facilități pe care le obțin după autorizare. Deci se poate, trebuie să luăm exemplu din vest, nu trebuie spus, nu trebuie uitat faptul că cei din vest s-au mișcat mai bine decât tot ce înseamnă regiunea de nord-est. Toată regiunea la noi are 6 parcuri industriale, pe când la ei au 6 sau 9, pe când ei au 9 doar într-un județ. Comunele au creat societăți, mici societăți comerciale prin care au făcut parcuri industriale în jurul lor. Dar pentru asta lucrăm împreună cu autoritățile, am avut discuții și cu Darabaniu și cu Ștefăneștiu pentru a crea în zonele apropiate de vamă parcuri industriale și eventual o actualizare a legislației pentru mai multe facilități pentru aceste parcuri și crearea conceptului poate de parc industrial vamal. Sunt anumite materii care nu pot fi desfășurate la anumite ore, care nu pot fi desfășurate fără acel manual școlar obligatoriu. Există posibilitatea de a avea anumite dispozitive electronice, dar au și acestea un anumit dezavantaj. Cred că ar trebui discutat cu profesorii, pentru că atunci când se ia o anumită măsură, este necesar să întrebăm specialiștii din domeniu. Profesorii trebuie să-și spună cuvântul și să spună care este acea modalitate pe care o văd ei pentru materia lor, pentru a evita această supraîncărcare a ghiozdanului. Sunt într-adevăr multe auxiliare, la o singură materie sunt și câte 4 caiete, manuale, auxiliare, 2-3, știu această problemă. Foarte interesante legate de agricultură și ele sunt legate de, sau pe cele 3 domenii. Vorba de zootehnie, agricultura asta, cum se numește, cereale de așa, și o chestie de prelucrare. Noi am vorbit despre procesarea în Botoșani. Și vă spun ceva și după aia continuă video. Botoșaniu, în momentul ăsta, produce cereale care sunt transportate în portul Constanța, un calcul făcut de cineva care e special, înseamnă 15.000 de tiruri. 15.000 de tiruri duc cerealele din Moldova în portul Constanța. Sunt 3 chestiuni aici. Odată crește prețul pentru că e transportul foarte mare. A doua chestiune, omor șoselele României, și așa sunt mici și neîncăpătoare. Și a treia chestiune, e vorba de mediu. Toate lucrurile astea sunt adunate. Ce trebuie făcut aici? 1. Rețea de gaz în zona de nord. Și 2. Transport pe CFR. Dacă vreau să dezvolt un pic cu gazul și cu asta. Da, Ovidiu și Taru sunt. Să mai spun și eu ceva despre... Bineînțeles, o mare problemă, apropo de partea de agricultură, este lipsa gazului, mai ales lipsa gazului în nordul județului. Și aici trebuie făcuți pași serioși și rapizi pentru a putea să facem o rețea de gaz care să ducă gaz în partea de nord acolo. Pentru partea de... Trebuie, bineînțeles, să aduci investitori pentru partea de procesare. Și aici ține și de partea de refacerea tot ce înseamnă infrastructură de transport. Și în afară de asta, trebuie căutat și insistat pentru diversi
procesatori să vină să investească aici în zonă. Și o altă problemă care ține de agricultură, vă mai spun mai acuși, dacă... Dar cam asta este. Și mai era problema fondurilor europene. Să știți că în județul Botoșani, în partea de agricultură, au fost atrase cele mai puține fonduri europene. Eu cred că nu a fost suficient insistență din partea autorităților să știți ce fel de proiecte sunt, unde se poate aplica și să fiți ajutați ca fermieri să puteți accesa aceste proiecte. Mi se pare foarte, foarte important. Și mai este un lucru pe care vreau să-l spun pentru partea de cultură. În Botoșani au fost sisteme de irigație. În toată țara se investește mult în sisteme de irigații. La noi, apele române aveau un soi de proiecte așa, dar ținute mai dosit, pentru că cineva nu insistă pentru ele să se vadă ce se poate face și să insiste să se aducă bani pentru irigații și în partea asta, o să rămânem așa și peste 4 ani. Pot să vă dau și cifre. Deci sunt sute de milioane de euro care se investesc în irigație acum în România. Sunt zero investiții în Botoșani. Aici trebuie lucrat și o să lucrăm. Cazul Alexandra, din păcate, e un caz care a zguduit întreaga Românie și, bineînțeles, pe noi botoșănenii. În cazul Alexandra, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, și a experților în sănătate, se pare că a fost mai mult o lipsă de empatie decât o eroare medicală. Cel puțin așa consideră experții care au analizat cazul mai îndeaproape. Acum o să vă spun exact ce se întâmplă în spitale și ce vrem noi să facem ca acest lucru să nu se mai întâmple. Fiecare medic are pacienții lui și din motive obiective sau subiective, asta numai dumnealor știu, un medic nu se bagă peste cazul altui medic, ceea ce s-a întâmplat și cu săraca Alexandra. Nu este normal să se întâmple așa, că până la urmă ei sunt medici și depun un jurământ, jurământul lui Hipocrate, pe care trebuie să-l respecte cu orice preț. Și așa cum noi, echipa domnului Valeriu Iftime, suntem o echipă, așa trebuie să înțeleagă și ei, medicii noștri, care de altfel sunt profesioniști, ar trebui să înțeleagă că trebuie să lucreze în echipă și că atunci când sunt semne și simptome clare, cum au fost în cazul Alexandrei, trebuie să intervină și să nu mai lase să treacă timpul și să ajungem să avem parte de nenorociri, să fim stigmatizați și arătați cu degetul în sensul că așa nu și doar la Botoșani se întâmplă aceste lucruri. Vă mulțumesc! Alexandru, eu aici vreau să mă refer la două lucruri care cumva sunt unite. Trebuie să încetăm cu șpaga, să încetăm cu atențiile. Trebuie să-i facem pe de o parte pe acele cadre medicale să înțeleagă că au jurat, cum a spus și colega mea Luciana, să facă tot ce stă în puterea lor pentru binele pacientului. Vă spun așa ca o paranteză, am avut o ruptură de ligament și am stat la spitalul județean și singura discuție din sală era: tu cât dai să-ți schimbi pansamentul? Tu când se-ți scoată firul? Mie mi se părea, sincer, n-am dat niciun ban, așa să fiu al dracului, pentru că mi se părea că plătesc destul muncinții de zi la unde sunt angajat. Dar discuții de genul trebuie să dispară și aici putem merge până într-acolo încât să, chiar dacă sunt somități în domeniu, să fie sesiuni de instructaj, de training, care să le arate pentru ce sunt acolo și dacă nu, să ajungem până în cazul ăla în care sistemele de supraveghere să-i
desconspire de tot, încât să, știți cum, ca la poliția locală, de când au camere în piept sau la poliția rutieră, nu mai poți să ai 180, ai plecat acasă, cam așa trebuie să gândim și acolo. Iar pe partea de la fel de șpagă trebuie să ne referim, sau de necinste, trebuie să ne referim și la examenele cu care unele cadre sau pe care le regizează. Aici trebuie să ne gândim cum facem comisiile ca tinerii care s-au ținut de școală, tinerii care merită un loc oriunde își aleg ei și capabil să aducă plus valoare comunității, să aibă acces la locul ăla de muncă. Și aici unul dintre domnii consilier local, e vorba de Renu Chiriac, mi-a spus că putem gândi o platformă în care toate locurile de muncă disponibile în sistemul sanitar să fie transparente, astfel încât cineva de la Călăraș, să zicem, să poată vedea în timp util și să se înscrie la un loc de muncă deschis la spital județean și nu să fie ceva super ascuns și pe un fond de nepotism să ajungă în mâinile uneia care n-are nimic. Da, iertați-mă că să nu intrăm în fel de fel de amănunte. Ce a spus doamna este extraordinar de adevărat. Problema noastră nu este, sunt medici excepționali la Botoșani. Nu există teoria asta că noștri sunt mai altfel decât alții. Nu. Povestea este că a fost o de transparență și o chestiune de nepotisme. Vă rog, cine din sala asta poate să-mi livreze o hartă a funcțiilor din Botoșani nepotiste PSD, eu îi dau un premiu. Dar o să vă cruciți. Să vezi oameni buni, înseamnă șeful de la cutare are soția acolo, cum mătră acolo, cum mătră în altă parte, nepotul în altă parte. Este incredibil. În fapt, asta e problema noastră. A plasării în posturi de conducere incompetenți. Și că fiecare examen, m-a zis doar o hui în campanie și o fată m-a luat tare, lasă-mă mincinos, ai venit și tu. Și eu m-am dus lângă ea să mă rog să mă asculte. Și am spune, domnule, știți ce fac eu acum? Lucrez aici sau gătea înghețată, fac înghețata asta să fac 10.000 de euro să mă pot angaja. Eu am crezut că e o glumă. Aici am ajuns, că am dat, e și un folclor foarte mare, că dacă fără bani nu intre. Dar s-a creat treaba asta, pentru că atunci când am venit DNA-ul la spital și a început să-i borfăiască pe toți de sus în jos, că de fapt totul de la cap se împute. Să nu credeți că într-o familie copilul face multe proiecte dacă tatăl nu știe. Să nu credeți că într-o companie mare, fie el Consiliul Județean, primărie, să fac lucruri interior dacă, fără să fie șeful. Este imposibil, pentru că tu îl pui acolo. Ei, asta e chestiunea la care trebuie să luăm reacții, numai că reacții nu s-au luat, pentru că tot este o cumătrire. Și problema să ai nivel de management ca să înțelegi că, de fapt, competența. Și am spus la toată lumea, fiecare om care are competență, nu contează partidul, contează competența. Altfel ne necăm și noi. N-am nevoie de nimic în viața asta și spun la toți colegii mei, am nevoie doar de competențe. Iar în spitale, cum spune Lucian, e vorba de empatie, de atenție. Știți, îmi povestea cineva care avea un bolnav cu o tumoră și a spus, domnule, am fost în România, lucrează la mine, lucrează în companie la noi. Și mi-a spus, domnule, m-am dus în afară. E același tratament, dar știți, pentru că toți au nevoie de un fel de suport psihologic, de un terapeut de ăsta. Și a spus, doamne, m-am dus acolo, pur și simplu, parcă plângeau cu mine, mă empatizau cu mine, mă încălzeau și pe mine, mă împărpătau și pe mine. Asta e, de fapt, empatia asta. Și asta se poate face, dar trebuie timp. Trebuie timp și atenție. Și încă o dată, cred, cu desăvârșire, că totul poate fi rezolvat, pornind de la ocuparea posturilor prin examene adevărate. Știți și voi în sala asta și închid, spun așa, am văzut 10 cazuri, nu 10, în care spune așa, domnul Iftime, am fost la examen, am luat 10 la scris și la oral 3. Și mi-a spus colegul meu, nu te supăra, Mihaela, eu am să câștig. El spune, cum adică? Da. Știa din rezultat. Aici e o mare problemă noastră. Cum poți să fii cu 10, cu 3? Sau invers? Dar lucrurile trebuie puse cumva într-o anumită ordine și sunt absolut convins că voi discuta, vom căuta. Dar, repet, noi am propus niște oameni care el are medicină, farmacie la Iași. Ionela a făcut dreptul. Domnul din partea mea de electronică, doamna medicină și farmacie, o video automat și calculatoare, adică oameni care au învățat la viața lor și care au ocupat ceva în viața lor prin merite, prin muncă, prin efort.
Nu văd, uitați-vă aici în sală, toți ați văzut oameni ridicați în picioare, cel puțin la Consiliul Județean, n-aș vrea să mă duc la Consiliul Local, că nu știu exact, dar n-am fost atent și îmi pare rău, n-am fost atent. Fiecare din oameni care au ridicați în picioare au afacere. Fiecare din oameni ridicați în picioare au ceva în viața lor făcut. Și aici cred că trebuie să dăm nota asta. Că vedeți, toată apare câte unul animă, cine e soția, nu cu tare, e, da, vezi că e cu mătru, cu tare. Eu mă sper enorm, și șoferul e cu mătru, toți în Consiliul Județean. Cum dau unul, cum spune că ăsta e ruda, nu, bă, ai, acolo, știu noi. Asta este povestea. Și eu zic, se poate rezolva. Dar trebuie timp, trebuie încredere și trebuie ușor, ușor să deparazităm sistemul ăsta al incompetenților. Nu poate cineva să facă performanță în viață fără școală, oameni buni. Nu poți să faci doar deputat sau senator fără să faci școala. Cine învață până în școală? Ce mai spune copilul tău care bate, bă, să înveți carte, că te mănânc? Lasă că ăla e deputat, șofer la 38 de ani. Ce să-i spui lui? Cum? Am mai spus fotbalist, măcar ăla e talent. Nu mai fac, domnule, că eu joc. Dar dacă ești talent, ești talent, ești Ronaldo. Dar dacă nu ești talentat și de data apare trăindu-ți pantaloni și la 40 de ani ești cineva, ți-ai schimbat și pantofii și femeia și ești cineva, că sunt nebunat, că sunt drăcos, domnule. De unde vin lucrurile astea? De la noi, de la voi. Neatenția noastră de a vota. Neatenția, o neatenție, chiar o și mai mare neatenție, știți. Iertați-mă că m-am aprins. Unde e doamna să o văd? Mă duc eu la spital cu ea. Vă pup, doamnă. Important, foarte important. Și tragic din punctul meu de vedere. E problema medicației. Cu siguranță, cel puțin 10 din această sală, dintre dumneavoastră, v-ați confruntat cu lipsa medicamentelor, cu lipsa medicației. Nu odată, cel puțin de două ori în ultimii ani. Pe piața din România au început să lipsească medicamente accesibile ca preț, haideți să le spunem foarte ieftine, dar pentru boli incurabile, fără de care dumneavoastră nu vă puteți duce viața înainte, și totodată lipsesc și medicamentele inovatoare, cum le spunem noi, vârf de lance. Proiectul nostru pe partea medicală este să facem tot ce ne stă în putință ca să putem asigura medicația tuturor pacienților noștri lună de lună și ca aceste blocaje să nu vă pună viața în pericol. E vorba de medicamente care salvează vieți. Orice parlamentar trebuie să aibă un birou parlamentar în circunscripția electorală în care activează. La noi este circunscripția electorală numărul 7, Botoșani, și două zile pe săptămână trebuie să-și desfășoare activitatea în această circunscripție electorală. Înseamnă că trebuie să aibă un birou. Biroul acesta poate fi atât la sediul partidului, poate fi pus la dispoziție de către stat, în unitățile de stat, sau poate fi închiriat. Legea prevede faptul că nu poate fi închiriat din propria locație sau din rude de un anumit grad. Această situație a birourilor parlamentare cred că poate fi rezolvată dacă toate ar fi în aceeași incintă, astfel încât să fie un acces mai facil al cetățenilor și să poată vorbi cu toți parlamentarii. Din păcate, în județul Botoșani, noi am încercat și nu am reușit să luăm legătura cu parlamentarii pentru a-i putea întreba ce au făcut ei în activitatea lor din ultimul mandat sau poate din mandatele anterioare. Știm că doamna, de exemplu, doamna Doina Elena Fedorovici a început mandatul de senator în anul 2012, a avut mandat 2012-2016 și încă un mandat de senator și ulterior președinta Consiliului Județean. A promis foarte multe lucruri, a promis faptul că va rezolva problemele de utilități publice, chiar și în campania electorală din anul 2020 la președinția Consiliului Județean a promis că va rezolva această problemă a apei, a utilităților. Era unul dintre punctele de campanie electorală, punctul 7, l-am și verificat, însă nu a reușit în două mandate de senator, nu a reușit în calitate de președinte a Consiliului Județean, dar totuși insistă, dorește să reprezinte în continuare și să reușească. Vreau să adaug aici, raportat la această lipsă de transparență, pentru că lipsa birourilor parlamentare care să fie găsite este strâns legată de lipsa de transparență. Acum recent, PSD-ul se laudă cu faptul că a primit un premiu pentru excelență, un premiu Eloj, pentru bună administrare, pentru excelență în administrare. Să știți că am verificat ce înseamnă acest premiu. În condițiile în care eu nu simt că trăiesc într-un județ în care există o bună administrație, a fost necesar să verific și nu mare mi-a fost mirarea când am aflat care este metoda de evaluare.
auto-evaluare. Acest program 58 de UAT-uri, dintre care 4 consilii județene. Toate cele 4 consilii județene care s-au înscris, surprinzător, au și câștigat. Deci s-au înscris 58 de UAT-uri din România și au fost declarate câștigătoare 30 de UAT-uri. Modalitatea de evaluare înseamnă 3 formulare, un formular destinat către aleșii locali, președintele Consiliului Județean, vicepreședinte, primari, consilieri locali și consilieri județeni, care își evaluau propria activitate cu calificative. Știm cum este în clasele primare, calificativ foarte slab, slab, bine, foarte bine, excelent. Asta este modalitatea de evaluare. Al doilea formular era adresat funcționarilor din autoritățile publice, iar cel de-al treilea formular cetățenilor. Aceasta este modalitatea prin care s-a ajuns ca județul Botoșani să fie declarat câștigător la această competiție internațională și avem această desemnare de eloj. Cu toate acestea, județul Botoșani, dacă ne uităm la datele corecte, datele statistice pe care nu le aflăm din autoevaluare, ci făcute de specialiști, de exemplu pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, există date în care rezultă că județul Botoșani se află printre ultimele județe la ritmul de dezvoltare și la PIB pe cap de locuitor. Totodată, mai există site-ul tot a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care ne arată pe o hartă de la 30 septembrie 2024, actualizată, cu privire la suma din proiectele europene finanțate, județul Botoșani, din cele 42 de județe, este la numărul 41, cu suma de 58 de milioane de lei. Doar 2 județe sunt de ordinul acesta, restul sunt de sute de milioane de lei, miliarde de lei. Județul Vaslui, cu care noi ne comparăm, nu se află în competiție cu noi, este la locul 22, iar la următorul, al treilea clasat, este cu suma de o sumă triplă. Cam asta este realitatea atunci când nu există autoevaluare, ci când există o evaluare corectă. Legată întrebarea colegului, domnului elev, probabil, această transparență este absolut necesară pentru ca fiecare cetățean să știe ce face parlamentarul său, să știe unde îl poate găsi și să îi poată adresa întrebări, astfel încât să afle date relevante și corecte. Mulțumesc! Eu ce vă spun acum și vă promit, birourile noastre parlamentare o să vă placă. Și o să vă placă și transparența, și o să vă placă și oamenii pe care o să-i căutăm, să-i angajăm în birourile noastre parlamentare. Și eu promit că nu o să fie niciun leu cheltuit în scopul personal din banii ăștia. Vă promit fer. Și acum, dacă vreți, apropo de birourile parlamentare, eu l-am căutat pe domnul Budăi, total întâmplător. Domnule, avea un telefon la care răspunea o doamnă disperată, care de 2 ani de zile primea telefon de la estimați la domnul Budăi. Și doamna aia spunea, domnul meu, și vrea și foarte frumos, adică spunea, domnul meu, domnul Budăi nu mai este la telefonul ăsta de 2 ani de zile, domnule. Asta este parlamentarul român. Asta vrem să schimbăm aici. Și promit să o schimbăm. Doamne, dacă pleci în Parlament pentru botoșineni, doamne, muncești pentru botoșineni, nu te mai gândi numai la tine, pur și simplu să te ascunzi de un om care te caută cu alte probleme. Da, cam asta, scuze.